Ne-am întors la pagina de sport a emisiunii, la meciurile din Europa League. Spuneam, prima constatare fericită este că nu avem nicio echipă românească. La aceste condiții, ai noștri trăgeau mai mult de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, care a fost învins de 2 ori de maghiarii de la Molvidii. Și observ în clasament, Dane, că PAOK are 3 puncte după 4 meciuri, deși reușit un tur de forță în tururile preliminare și aproape că se calificase în Liga Campionilor. Până la urmă a basculat în Europa League. Situația nu este iremediabil pierdută, dar cu 3 puncte doar în 4 meciuri și dubla confruntare cu Molvidii, am impresia de 2 ori pierdută, nu? Da, ambele partide. Ambele partide pierdute, deci lui PAOK îi trebuie cel puțin 4 puncte în ultimele două Da. meciuri. Cred Asta că dacă maghiarii nu iau nici măcar unul. cei de la PAOK, odată ce au ratat calificarea în Liga Campionilor, s-au cam moleșit, au mers mai mult în campionat pe Da, numai că ți-am rezultate. spus, nu prea ține chestia asta, că nu mai pui osul în Europa League, din mai multe A, bine, motive. aproape de neimaginat să pierzi două meciuri cu Molvidii. În primul rând că locul tău nu este în Liga Campionilor. Deci pentru orice echipă pe Da, care o da. vedeți în Europa League, ea ar trebui să-și vadă de drum, cum își vede, de exemplu, Salzburg de drum în fiecare sezon. N-ai ce să cauți acolo. Pentru că dacă dai peste o echipă din aia, nu, degeaba vii tu și spui, da, atunci am avut bară la 1-0. Asta s-a întâmplat în situațiile în care adversarul nu era la 100%. Dar dacă te duci într-o grupă de Champions League și joci la Manchester City, joci la Bayern, joci la Barcelona, joci la Juventus, joci chiar la Real Madrid, ăsta lui Santiago Solari, ăia te calcă în picioare într-un sfert de oră, îți dau 4 goluri. Te fură arbitru, cum s-a întâmplat la City cu Shakhtar. Deci este o altă lume. Nicio echipă din astea care bâșbâie prin Europa League și trag un șut pe poartă tot meciul și că au jucat corect și echilibrat, n-au nicio șansă dacă ajung în faza aia. Uitați-vă Shakhtar, care e o echipă foarte bună. Echipă care poate să câștige Europa League. A luat 6, bă, de la Manchester City. Sigur, i-a ciupit arbitru, dar acolo te va ciupi și pe tine. Orice echipă de aici se duce acolo e dată cu Da, capul dar de pe de pământ. altă parte, Radu, echipele astea Deci trebuie să pui sformate osul aici. sunt Plus că, Dane, să nu uităm, câștigătoarea Europa League se duce în Champions League și se oferă șansa asta. N-ai decât să te bați pentru trofeu cu adversari a priori de nivelul tău. Nu mai ține asta că, păi, nu ne interesează Europa Să League. știi că asta cu interesatul, neinteresatul ar putea fi privit și altfel, pentru că echipele sunt formate din jucători. Și pentru jucători a fi prezenți în Liga Campionilor, spre exemplu, înseamnă o posibilă vânzare ulterioară, un salariu mai Nu, mare dar și și așa asta mai se departe. televizează meciurile, În nu mai Europa ține. League. Să uită lumea și la astea, că n-ai ce să faci. Joia este Europa League. Da? Sunt și aici adversari. Îți vin ăia 8 din Liga Campionilor care sunt eliminați A, da, fazele după faza superioare, cu grupelor. siguranță, da. Joci cu Milan, joci cu Arsenal, joci cu Chelsea, nu? Iată, ai câteva echipe, joci cu Lazio. Oh, există. Ai și aici cu cine să te bați. Nu merge nici asta. Că jucătorii nu pun osul, că e mai prost plătit. Păi, asta e meseria ta, unde vrei. Toată lumea să fie în Champions League. Nu se poate. Este limpede. Bun. Dane, ne revedem săptămâna viitoare. Sigur. Noi o să ne vedem duminică pe coordonatele clasice. Dacă, sigur, până atunci nu se întâmplă ceva, în rest, dam bâra, îl vedeți și mâine seară. Rămâneți cu bine. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Vă salut, prieteni, bun găsit! O săptămână fastă aici la un pont pe zi, cu rezultate foarte bune. Din nou o zi în care am prins multe ponturi corecte. Alături de mine Sabin Pârvante. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, pariori! În primul rând, biletul câștigător, asta e foarte bine. Strategia biletului în cotă 2 e prezentată pe site, pe pariuri1x2.ro. Dacă intrați acolo, o să vedeți articolul și ar fi bine să, dacă vreți să jucați acest bilet, să vedeți exact despre ce este vorba, care este strategia noastră pe care am mers. De asemenea, multe alte pariuri câștigătoare. Sabin ne face bilanțul chiar acum. Da, am avut 11 pariuri
corecte pe Europa League, inclusiv un X final pentru partida Bordeaux-Zenit, cota 3.40, pentru Betis AC Milan au avut 2-4 goluri în meci, cota 1.54, din nou a fost un X final 1-1. S-a pariat mult și ambele marchează aici, pariul în regulă și acesta. Astana a câștigat minim o repriză, Fenerbahce 1x și peste 1.5 goluri cu Anderlecht 2-0. Anderlecht având și un jucător eliminat. Rosenborg-Salzburg, apropo de Salzburg, da, excelentă remarca lui Radu. Într-adevăr sunt formații care concluzionează că nu au forța să lupte în Liga Campionilor și le încântă ideea de a trage în Europa League, unde din primăvară pot întâlni echipe mari, premiile sunt consistente și pot face pasuri către fazele finale, unde orice se poate întâmpla. Pe lângă aceste ponturi, 11 ponturi, cota de 2 câștigătoare pentru a treia oară consecutiv, s-a marcat minim 2 goluri în Celtic Leipzig, a câștigat Celtic cu 2-1, Bordeaux-Zenit 2 cu handicap plus un gol, 1-1 am spus, Spartak Moscova Rangers 1x, 4-3 a fost scorul finalul, un meci nebun. De remarcat și faptul că am avut 4 ponturi corecte pe NBA din 5 propuse, 4 corecte din 4 pe hockey și alte și încă un pronostic corect pe tenis. Cred că un procentaj de la 85-87% cu pronosticurile de aseară. Evident, nu vor lipsi nici din această emisiune rubricile noastre clasice. Vom trece apoi în revistă campionatul intern, competițiile din Spania, Germania și Franța. Așadar, pornim la drum cu meciul zilei Unibet, Universitatea Craiova, Sepsi. Neagoie, antrenorul Eugen Neagoie, antrenorul oaspeților, așteaptă un penalti. Până acum echipa sa n-a primit niciunul în prima jumătate a campionatului și în continuare acest eveniment se lasă așteptat. Nu știu dacă va fi un penalti pentru Sepsi, dar n-ar fi exclus să fie unul pentru Craiova în această partidă, fiindcă echipa gazdă traversează o perioadă bună, teoretic este una dintre candidatele la titlu și cu 4 victorii consecutive, moralul este pe cai mari. Acum depinde și cine va arbitra partida. Poate Sepsi va vedea penalti, dar din nou pentru în favoarea adversarilor. Cotele întâlnirii sunt următoarele. 1.57 este cota celor de la Universitatea Craiova. Egalul are cota 3.85, iar victoria formației oaspete 6.50. Un reviriment, să spunem așa, al Craiovei, Sabine, în vreme ce Sepsi s-a dereglat un pic, chiar dacă mai vedeam meciuri din care obținea puțin, Sepsi părea totuși o echipă destul de consistentă din punct de vedere al așezării în teren, spre exemplu, al felului în care stătea în teren cu Eugen Neagoie pe bancă. Ceva în ultima vreme parcă s-a schimbat. Da, și foarte bătăioasă. Nu era meci în care să nu o vezi pe Sepsi punând presiune pe adversar, indiferent de adversar. Cred că e și această frică de rezultat, frică de performanță. Sepsi nu este o echipă capabilă să lupte pentru podium, de exemplu, dar la ce bani s-au investit acolo și este o echipă cu bani, să recunoaștem, și o echipă serioasă, o echipă cu jucători experimentați, un antrenor foarte bun, ar putea spera la primele 6 echipe, dar cred că era puțin, știi, de când a început Sepsi să joace mai nu știu, mai slăbut, așa, de când Neagoie a declarat că se gândește dacă formația sa are sau nu are șanse la titlu. Cred că este iar pe jucători în momentul ăla și lucrurile nu au mai continuat așa cum formația și antrenorul își doreau. O singură victorie în ultimele 6 partide. Bine, o victorie mare de tot, victorie la viitor, un scor 3-2, dar una singură în 6 meciuri după o primă parte de campionat foarte bună. În sfârșit, ambele marchează cota 2.30, o cotă mare pentru acest pariu, X pauză la o cotă de 2.11, iar pentru cei care cred că Universitatea Craiova va câștiga, se va impune clar în acest meci, unul cu handicap de minus 1.5 goluri, adică Oltenii să câștige clar la 2 sau mai multe goluri diferență, cota 2.80. Noi pariem sub 2.5 goluri la o cotă de 1.63, poate părea puțin surprinzător, mai ales că și Sepsi la rândul său
știu, a marcat destul de mult, defensiv nu a stat formidabil, dar mă gândesc că după această serie destul de slabă cu 3 înfrângeri în 4 runde, Neagoe va încerca să abordeze cât mai defensiv această partidă, să construiască meciul cât mai bine din punct de vedere defensiv, conștient fiind până la urmă că echipa din Craiova are o forță superioară ofensivă. Practic, misiunea lui Neagoe este să își scoată echipa din, eu știu, deriva în care, mica deriva în care se află. Iar un X ar ajuta enorm, pentru că un X la Craiova nu este la îndemâna oricui. Nu știu dacă îl va obține, probabil Craiova va câștiga, dar îl văd un 1-0, 2-0, ceva de genul ăsta, nu la mai mult. Da. 1-63, cota la sub 2,5 cote. Un pariu simplu și zic eu că merită încercat. E adevărat, e greu să fii foarte sigur că lucrurile se vor întâmpla așa, dar în mod logic nu mă aștept la spectacol. Mergem mai departe, hai să vedem și restul ponturilor din Liga 1. Surprinzător, dar Astra, într-adevăr, după startul bun de sezon, pare să nu se mai regăsească. E adevărat, au lipsit și o serie de jucători, mai ales bulgarul din poartă, Iliev, dar nu numai. Inexplicabilă prestația Astrei în ultima vreme. E foarte puțin ce se vede la suprafață. N-ai de unde să înțelegi ce se întâmplă la Giurgiu. E adevărat, sunt probleme acolo, sunt fel de probleme, inclusiv problemele pe care le are patronul cu justiția în ultima vreme, dar, iată, de data asta Astra întâlnește o echipă cel puțin la fel de șchioapă ca ea, e vorba de Poli Iași. Îi cântam eu prohodul de mult lui Poli Iași și, ia uite, Sabine, cum mi-a venit pe voleu, cum s-ar spune. Da. Iași, acest Stuttgart al ligii întâi, pentru că și de Stuttgart în Bundesliga a discutat multă vreme că o să se ducă în Liga. Ei n-au o echipă rea, nu e o echipă rea deloc, dar evident lucrurile acolo par a nu fi făcute foarte cu cap. Da, foarte consistent. Ambele marchează 2-0-5. Da, la Astra mai este o problemă, a și fost o serie de meciuri dificilă, FCSB, CFR Cluj, Viitorul. Bine, dar până la urmă, când ești Astra sau ceea ce știu noi despre Astra și ce s-a întâmplat la Astra în ultima vreme, aceasta este o echipă care ar trebui să fie capabilă să lupte chiar și cu forțele între ghilimele ale ligii întâi. Nu se mai întâmplă acest lucru, dar probabil coincide și cu situația în care se află patronul. Sperăm să fie totul în regulă și această echipă să continue în Liga întâi cât mai consistent. Să nu fim așa de optimiști în speța lui Nicolae. Eu cu echipa, eu mi-aș dori ca această echipă să nu dispară, pentru că au mai apărut în ultima perioadă tot felul de formații prin Liga 1, inclusiv ce Botoșan, pentru că nu e o prezență de când lumea în Liga 1, dar nu știu, cumva de asta ne-am atașat. A avut și ceva performanțe europene, a fost perioada lui Șumudică, o echipă... Fosta formație ploieșteană, nu? Care da. În curând ar putea fi înlocuită în Liga 1 de o altă echipă ploieșteană, Petrolul. Mă rog, Viitorul Chiajna, oaspeții sub 3,5 cornele, respectiv unul solist. Aici? Da. Viitorul caută să se țină aproape de locul întâi. Concordia stă bine defensiv, mai rău din alte puncte de vedere, iar Viitorul cred că va ști să scoată punct în acestui meci. CFR Cluj, Dunărea Călăraș, probabil cel mai clar unul solist al etapei. CFR Cluj, de când se aude că vine Dan Petrescu la echipă, joacă din ce în ce mai bine, asta înseamnă să ai presiune. Uite, ce nu contează uneori, o presiune din asta constructivă, nu pozitivă, nu o presiune de iurea, te dau afară dacă mai fumezi de țigară. Da, gazele deschid scorul și câștigă pentru CFR Cluj, Dunărea Călăraș, cota 1,45. Hermannstadt Botoșan, că am ajuns, CFR Cluj a desfințat-o pe... Aici eram curios să vedem ce poți să ne zici, Sabin. Da, sunt probleme defensive pentru Botoșani, defensive, bine, sunt ceva jucători acolo, dar linia standard are probleme, Burcă e accidentat, 100% nu va juca, Dumitrescu a accidentat la antrenament, iar prezența sa este sub semnul întrebării, Kindriș va fi jucătorul sub 21 de ani din teren, nu este un jucător formidabil și va face cuplu în centrul defensivei cu gafelul de serviciu Miron. Grecul, fundașul lateral, este de asemenea nerefăcut.
Hermann marchează, este un pariu simplu, dar eu cred că și Botoșani îl va marca, pentru că de la mijloc în sus lucrurile sunt destul de ok. Peste 8,5 conere un pariu și ambele marchează la o cotă de 1,83, de asemenea o variantă de încercat. La, cum spui tu, știi, Sabin, de Botoșan de la mijloc în sus e ok. Mă gândeam la Manchester United, spre exemplu, care e într-o situație asemenea. Sau la Manchester City, sau la Liverpool. Sau la Liverpool. Sau la Tottenham. E ok în sensul că nu sunt absențe și, în sfârșit, e un optimism aici la Botoșan. Toată lumea, a fost un interviu cu el. Păi, de ce? Că vine Crăciunul, că alt motiv nu e să fii optimist. Da, păi asta mă gândeam și eu. Toți sunt, se gândesc la play-off, domnule, că nu suntem departe, doar 5 puncte, Astra are probleme, Sepsi a început să pice, Mediașul se mai încurcă, Durerea Călărașul mai joacă ce juca odată, peste Dinamo trecem, adică, ok, ne luăm la rând așa. Aș recomanda, da, le-aș recomanda celor de acolo o lectură, e dificilă lectura asta, dar merită făcut efortul. Sunt fel de fel de cărți astea de programare neurolingvistică și cei care, eu știu, sunt curioși să vadă despre ce e vorba, o să vadă, o să înțeleagă de ce raportările astea pe care le fac cei de la Botoșan, spre exemplu, cu play-off-ul, spre exemplu, sau cu orice alt obiectiv îndrăzneț, sunt total ne la locul lor. Mă rog, Mediaș voluntari 1x03 goluri, e o cotă de 1.48 și mergem mai departe către campionatele de top din Europa. Ca să câștigi